Bine, Marius, găsit la un nou review de o nouă hartă pentru Farming Simulator 22. Astăzi ne aflăm pe Renevu, așa se numește hărțuleana, și cam așa arată map-ul, mini-map-ul. Cam așa de mare este harta, cred că este o hartă 4 ori, dar cea mai interesantă chestie este așezarea, să zicem așa, plasarea terenurilor, plasarea fabricelor, a fermelor, a punctelor de vânzare. E foarte frumoasă. Nu știu exact din ce zonă este, pentru că nu am căutat, n-am făcut niciun research. Mi-a plăcut și am intrat pe ea și am zis că vreau să o încerc pentru că mi s-a părut foarte interesantă, mai ales terenurile astea așezate așa pe lângă râu. Trebuie să fie ceva genial. Eu am început, bineînțeles, pe fermier nou. Cam asta ne dă la fermier nou. Avem John Deere, un John Deere 7810-le, după aia avem o mașină din asta mică pentru animale, avem și un lizard, mai avem un tractor electric și cu remorca pentru a face forestry. Da, ai forestry pe harta asta o grămadă cât vrei. Așa, aici avem utilajul ăsta și mai avem un John Deere 6200M, ăla micuț de tot. Ce ne dă la început? La început, noi ne aflăm Acilișa, exact. Avem așa, terenul 44, care este cu iarbă, avem terenul 102 și 103. Terenurile astea vin împreună. A, plus că avem zona asta de forest aici, unde era tractorul ăla electric. În bază avem țarc de oi, de cai mi se pare că avem aici afară. Exact. Așa, ăsta mă gândesc eu că e pentru. Nu, e pentru cai. Ok? Hai să vedem. Fără o cai. Bă, superb aici, așa cai afară. Și cu peisajul ăsta când ieși așa, bum. Când se schimbă, mai ales când o să se vadă totul nins, așa, tot dealul ăla cu alb. Frumos, frumos. Nu știu de ce nu se captează copacii din depărtare. Par nu am eu, am dat tot pe ultra, dar nu știu de ce nu se văd. Pe alte hărți se vede tot așa de îndepărtare. Aici nu se văd copacii de acolo. Abar nu am, deci foarte frumos, se vede nemaipomenit, ai niște peisaje wow, extraordinare. Aici avem, aici avem făcute, ok, ia să vedem, pun și câteva din astea. Mii, vreau să iau un maxim, văd câte pot să iau, 260, 100 de mii, nu avem bani, mai puține. Curios. Ok, gen asta le dă înăuntru, dar nu merge să deschid aici nimic. Ok, deci aici descărcăm. Nu cred că putem să le vedem, nu avem acces la ele. Aici înăuntru și aici se mai cumpără ceva, cred că porci aici. Bă, e super ciudat că nu poți să le vezi, că nu ai acces la ele. Ele sunt gen aici înăuntru, dar tu nu poți să le. Aici avem asta de pișălău, dar tu nu poți să le vezi, să dai cu ele. Aici mai avem, bineînțeles, o remorcă de apă sau de pișălău. Aici o remorcă cu câțiva baloți, o semănă, nu, o cupă de zăpadă, o balotieră, un din ăla de pacheta baloții, să-i faci silici, cupă pentru mașină, o greblătoare, bine, cupă din aia cu coarne. Avem și trafic pe ea, să ne luăm și o mașinuță, să ne plimbăm puțin, că tot... Dacă tot mergem așa în explorare, pot eu să-mi iau, fac ca să se vadă și frumos. Uite, avem aici un mod cu Mahindra. Ne luăm Mahindra asta. Așa. Am mai stat nici să o modific, nici nimic. Și o luăm frumos în acolo. Așa. Vreau să mă duc undeva. Aici avem în stânga deja apă, se vede apa. Drumurile și terenurile, eu zic că sunt plasate foarte, foarte frumos. Nu știu dacă are scală, gen dacă are scală reală harta, dacă e făcută exact după o zonă anumită. Pare a fi, cu tot cu așezarea, așa, nu știu ce zonă a pământului poate să fie. Terenul mai pomenită. Terenurile, nu avem terenuri pătrate, toate sunt irregulare, au niște forme ciudățele. Dar sunt foarte frumos plasate, mai ales astea pe lângă apă și acolo în partea de sus, unde o să mergem acum spre partea de munte.
Acolo e nemaipomenitul. Faci acolo producție și să-ți faci fermă pe acolo, pe undeva pe sus, eu zic că e nemaipomenitul. Pe terenurile astea. Aici când mergi și îți faci, ai râul ăsta frumos lângă tine. E genial. Nu știu dacă pot să trec pe cealaltă parte de apă. Cred că e apa destul de mare. Dacă mă bag cu Mahindra, s-ar putea să nu mai ies de aici. Nu știu cât e de mare apa. Încercăm. A, bineînțeles. S-a dus Mahindra noastră, e mare apa. Vine și cu viteză la vale. Se trece un not. S-a dus Mahindra noastră acolo la fund. Bă, se pare că e foarte mare apa. După cum v-am spus. Terenuri, sunt și terenuri mari și terenuri puțin mai mici și terenuri medii. Ai terenuri pentru fiecare gust și zone unde să-ți faci baza și nu trebuie neapărat să te joci acolo la baza de început. Poți să-ți cumperi tu terenuri și să faci unde vrei tu să faci baza, mai ales prin zonele astea așa muntoase. Ar fi genial aici. Pui și câteva plasabile și animale pe aici. E nemaipomenit lângă apă. Munți. Eu zic că e harta perfectă, perfectă. Îmi place puțin mai mult ca Italia. Și Italia, uite că e o hartă una dintre preferatele mele. Eu zic că asta e puțin mai bun. Nu are așa de multe, bineînțeles. Nu are plasabile, nu are așa de multe case, nu are multe. Dar, v-am zis, cum e harta aranjată și cum e făcută, e wow, e nemaipomenit. Aici am văzut eu o zonă ziua trecută. Aici avem un punct de vânzare, Joker, mi pare că. Am văzut eu o zonă aici pe care am pus eu ochiul. Vreau să-mi fac o bază. Dacă nu mă înșel, dacă deschid harta, merg bine, da. Pe aici, pe undeva. Mai ales având și toată apa asta lângă tine, e puțin acolo mai în față. Eu zic că aici e locul perfect pentru a-ți face o bază. Acolo avem, bineînțeles, niște case așa în construcții, care sunt făcute doar din lemne. Acolo e un hambar sau nu știu ce e. Aici. Păi, eu am zis că zona asta e genială. Nu știu. Să-ți bagi un mod cu o barcă și să mergi pe râu, să te duci la punctele de vânzare, să faci ca și cum ar veni niște mini porturi. Eu zic că ar fi nemaipomenit. Frumos. Uitați aici terenuri frumoase, deznivelate, nu sunt pătrate. Merge lucrător automat, am probat. Dar, na, vă dați seama, la colțuri și așa îți lasă colțurile nefăcute. Aici, plus ce ai putea să faci aici dacă nu vrei să faci zonă de forestry, tai toți copacii și să faci o zonă de iarbă, să tai iarbă, gen să faci baloți, să faci alte nebunii, sau poți să-ți faci zona de forestry. Eu zic că e genial aici să tai toți copacii ăștia și să-ți faci și baza merge făcută aici așa lângă apă. Mamă, eu cred că ar fi nemaipomenit. Plus de alta poți să-ți faci un pod din ăla plasabil sau să stupi aici cu nisip apa. Făcând mining și dacă o astupi așa îți rămâne și zona asta de aici. Îți faci trecere oricum, pe aici poți trece cu utilajele prin apă, dar dacă vrei să o astupi, gen așa să fie mai realist, să zicem, ar fi nemaipomenit. Vreau să probez o chestie, o chestie interesantă, să vedem dacă funcționează sau nu. Avem aici frumos. Ne ducem în jos și era aici. Să probăm submarinul. Să vedem dacă merge submarinul pe apă. Îi dăm un list și la ăsta. A, bine că nu era scump. 5.000. Aveam bani. Vreau să probăm. Să vedem dacă putem merge cu submarinul. Bă, merge submarinul. Ești nebun. Dar e puțin cam ciudată camera. Că nu pot să-l văd de afară. Dar merge. Nu mă așteptam la el să meargă. Nu pot să... Acum. Nu pot să-l păcălesc. Pentru că se vede așa. Dar merge submarinul. Nu mă așteptam să meargă. Uitați cât de frumos. Eu zic că e genial. Nu înțeleg dacă trebuie să se vadă așa sau e stricat. Dar pe înăuntru se vede nemaipomenit. Uite, aici pe apă. Îți intră... A, ok, că ți intră cumva apa în el. Dar merge, poți să te duci pe apă. Poți să te plimbi pe apă cu el.
super interesant. Chiar vreau să-l provez, nu eram sigur dacă funcționa sau nu. Dar văd că funcționează, nu prea bine pentru că îți intră cumva apa în el. Și mă gândesc că n-ai cum să faci o coliziune ca să nu ți intre apa în el, nu știu. Ar merge încercat. Super, merge oricum. Ia să ne mai dăm teleport la... Aici avem noi un... ok, aici am pus eu la teleport la, dar vreau să văd shop-ul original de pe hartă aici. Ia puțin așa cam pe sărăcie shop-ul. V-am zis, harta nu e foarte decorată. Poate o să o redecoreze, eu zic că s-a grăbit să o lanseze. Pentru că ar fi putut să facă câteva structuri pe aici frumos. Să fi pus niște garduri, să fi pus mai multe chestii, pe aia mai multe plasabile, mai multe zone așa cu case. Sau așa a fost intenția lui și a zis, s-a axat mult mai mult pe terenuri decât pe case și pe structuri. Eu zic că ar fi mers puțin mai multe case, ar fi dat puțin mai multă viață hărții. Da? Dar arată destul de bine. Terenurile, zona asta, aici sunt terenurile. Ne putem da un teleport, bă, aici. Vedeți și zona asta de vânzare de pietre. E cumva... A făcut, cum să zicem, cumva e, na, deznivelat aici terenul și a pus asta. Se putea mult mai bine, dar probabil s-a dat mai mult interesul pentru zone, pentru terenuri, ca să fie toate terenurile perfecte, zonele de forestry și multe altele. E... Câteodată dă puțin la harta, nu pot să zic că nu, e din cauza că are foarte mulți copaci pe ea. Cred că e din cauza asta, pentru că altceva nu dă nicio eroare cu roșu, nu dă nimic în consolă, dar mai dă câteodată puțin lăguleț. Mă gândesc până se încarcă toți copacii, toată zona asta, că eu văd și departe. M-am totul dat pe ultra, se vede foarte de departe și mă gândesc că când mă mut din zone și îmi dau teleport, doar când îți dai teleport. După ce ai te jucat puțin pe hartă, nu mai ai lag, acum nu mai merge bine, merge. Dar câteodată mai dă un lag, așa, un instant lag și după aia se termină. Uitați aici terenuri frumoase, plus că avem terenuri și pe partea asta, dacă nu mă înșel. Mergem bine acolo, plus. Am aici de scăpat tractorul prin păgăunele astea. Mamă, uitați aici câta teren. Unde ne aflăm acum? Pe 127. Uitați aici câta terenul să faci. Eu zic că e genial să faci aici. Te joci aici. Nu știu. Să-ți faci culturi, să-ți faci ceva. E wow. E mai pomenit. Să zburăm puțin. Vreau să zburăm să vedem cum se vede harta și de deasupra. De unde? Aici. Aici și dăm ok. Atât. Ia uitați terenul și aici jos. Frumos. Păi eu zic că e o frumusețe de hartă și merită descărcată, merită jucată, merită chiar și un like. Pentru că e wow. Ia uitați câta nebunia de hartă. Începe de acolo și se termină cum apă acolo pe undeva. Aveți terenul, plus că drumurile astea de pădure, nu mai zic, sunt nemaipomenite. Să mergi pe drumurile astea și să faci forestry. Acum se văd ele cumva așa, dar sunt drumuri, am mers eu pe ele, sunt drumuri dificile cu deznivelări. E o nebunie totală. Eu zic că harta arată nemaipomenit și e foarte frumos. Mai ales apa asta, e wow. Cam atât cu acest review, sper că v-a plăcut harta, eu o să vă las linkul în descriere, dacă vreți să o descărcați, nu uitați să apăsați acolo cu butonul de like, dacă mai vreți review-uri și la alte hărți, eu am văzut și până data.